ziua, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi vreau să fac piept de pui la cuptor marinat în suc de portocale. Este un piept de pui, o fripturică de piept de pui foarte suculentă și aromată, datorită sucului de portocale, datorită uleiului de măsline și a muștarului. Haideți să facem o marinadă din ingredientele expuse aici, din 3 linguri de muștar, o linguriță rasă de piper, o linguriță rasă de sare, ulei de măsline extra virgin, 4 portocale micuțe și 3 bucăți mărișoare de piept de pui. Le vom tăia felii și le vom pune în sucul combinat cu cele 4 ingrediente. Să vedem exact cum se face. Am mai arătat eu acest vas în care vom pune marinada. Nu s-a auzit, cred că din cauza zgomotului, în care vom stoarce portocalele. Sunt pline de suc, începe perioada lor. Mare atenție, trebuie spălate foarte bine pentru că nu se știe ce conține coaja lor. Se specifică pe fiecare etichetă a nu se consuma coaja de portocale, de la portocalele care nu sunt bio. Este destul de toxică. Deci măcar să apucăm să o spălăm pentru că punem mâna pe ea. După ce am amestecat toate cele 4 ingrediente pentru marinadă, vom tăia feliuțe groase de 1 cm din pieptul de pui. Putem să tăiem chiar pe fibra cărnii, dacă ne place, de-a lungul fibrei. Vom da deoparte excesul de piele, dacă mai există, sau de grăsime, și le vom lăsa la marinat aproximativ o oră și jumătate, două, la frigider. După care revenim, ca să vedeți exact cum le pun în ce tavă. Le voi pune într-o tavă din sticlă termorezistentă. Nu le voi acoperi cu folie de aluminiu sau nu voi pune vreun capac deasupra, pentru că vreau să fripturica vreau să prindă un pic de crustă deasupra, chiar dacă rămâne acel sos care este destul de suculent. Revenim. A se observa că după ce au stat 2 ore la frigider, bucățile din piept de pui s-au schimbat puțin la culoare din cauza sucului de portocale, acidului din sucul de portocale. Le vom da la cuptor aproximativ 35 de minute la o temperatură de 180, maximum 200 de grade cu ventilație. Pentru prima parte, după care vom lăsa doar temperatura de jos la 150 de grade spre final. Nu vrem ca fripturica să devină uscată. Vrem să-și păstreze acest sos deosebit. Fripturica este gata. Observați cât de bine arată și a păstrat mare parte din sos. Vă doresc poftă bună și vă recomand această rețetă atât de delicioasă.